Da chiar mă, am tot auzit că unora li se pare că fac hate aici pe YouTube, că zic nasoale de produse, știți, din astea. Nu sunt mulți cei care zic asta, dar sunt. Ok, guys, ăștia câțiva și nu este valabil doar pentru voi, dragi producători de chestii, ci și pentru acei fellow YouTubers care vă cântă în strună. Hai să lămurim niște lucruri. Încurcați grav borcanele dacă voi considerați că ascunde în mod deliberat părțile mai puțin bune sau de-a dreptul defectele unor produse este o strategie bună. Este ușor de prevăzut că mai devreme sau mai târziu cineva se va prinde, eu sau mai probabil un user oarecare de aici de pe canal sau din altă parte. Și cum nu mai trăim în peșteră, va scrie sau va povesti chestia asta mai departe. Și veți vedea că adevărul învingi până la urmă. În plus, ca să parafrazez o expresie americană și ca să nu agit NKVD-ul limbii române pure, am zis să o traduc. Deci, când rahatul va lovi ventilatorul. Adică unii se vor prinde de slăbiciunile acelui produs pe care voi vă străduiți să le ascundeți, va fi cu mult mai nasol. Asta una. Doi, nu mai confundați onestitatea cu hate -ul. Eu știu că aveți raportări de făcut, că trebuie să curgă din review-uri doar lapte și miere, doar nectar și ambrozie. Și mai știu că sunt destui cei care abia așteaptă să se vândă pe un pumn de arginți. Știu la fel de bine și că fără voi nu putem supraviețui, că asta e paradigma, modelul în care trăim astăzi. Dar asta nu înseamnă că trebuie ca vloggerul, jurnalistul sau influencerul sau ce dracu o mai fi el să se facă preș și să transforme albul în negru și negrul în alb și să scoată la spălat toate petele de pe produsul ăla. Credeți-mă, genul ăsta de abordare nu face bine nimănui, nici vouă și cu atât mai puțin țuțărilor care vă testează produsele. Să vă explic însă mai întâi cum e cu hate-ul, ceva gen ghidul de best practices al micului hater. Dragi producători, hate este atunci când cineva vă urăște dânmați, fără vreun motiv aparent anume și vă trolează, și cum vă prinde cum vă, pate, indiferent că face sau nu bine ceea ce faceți. Am zis fără motiv aparent, dar asta nu înseamnă că motivul nu există, dar nu este unul argumentat, justificat de fapte și dovezi. Nu, de obicei este unul emoțional, de exemplu, gen frustrare că nu-și permite produsul respectiv sau că seacă pe el niște unii care utilizează ostentativ acel produs sau ignoranță că nu a avut și nu a folosit niciodată acel produs, dar se pronunță despre el din auzite sau i-ați refuzat niște cașcaval mai de mult și vă ține minte și tot așa. Sunt multe astfel de traume emoționale pe care le poate avea un hater ca să vă umple de respect, dar ele, în cazul haterilor, nu au de obicei nicio legătură cu produsul în sine. Ok, și acum că v-am explicat pe scurt cum e cu hate-ul, hai să vă explic de ce aici nici nu se pune problema de așa ceva și că abordările mele mai vehemente au o motivație total opusă. Și apropo, treaba asta este valabilă și pentru voi, cei care vă uitați și comentați. Dacă veniți aici pentru hate, nu sunteți în locul potrivit de nicio culoare. Critica și hate-ul sunt două lucruri cum nu se poate mai diferite. Vreți exemple? Eu critic Apple pentru că am scufundat mulți bani de-a lungul timpului în produsele lor. Și credeți-mă, telefoanele lor scumpe m-au costat cel mai puțin. Mac Pro-uri, MacBook Pro-uri pentru muncă și câte și mai câte. Le-am folosit ani de zile, le-am testat de la au găsit dracii și, apropo de testare, ăsta este încă un aspect foarte important. Da, testăm și ați văzut și voi cum. Și este o chestie laborioasă și mâncătoare de timp și boring foarte adesea până să ajungă în această formă de video relaxat la care ne mai și ihlizim din când în când. Pentru că teste ca pe vremuri nu prea se mai fac, cel puțin nu la noi. Îți trebuie oameni, îți trebuie scule, îți trebuie timp, îți trebuie bani, iar noi o facem, adesea pe timpul și pe banii noștri. Abia după ce ai testat un produs de la draci, poți să te pronunți, să-l lauzi sau să dai cu el de pământ. Altfel este hate. Ați înțeles, dragi producători, care este diferența între critică și hate? Critică, așa cum veți regăsi mai mereu pe acest canal, este atunci când vreau ca tu să înțelegi ce nu este în regulă cu produsul tău și să-l faci mai bun. Atunci când produsul tău îmi place și cred că poate fi și mai reușit. Atunci când poate descoperim puncte slabe pe care tu tare ai fi tentat să le bași sub Am dat exemplu Apple. Mai vreți? Google, Facebook, Huawei, Microsoft, Samsung, Asus, HP și lista este foarte lungă. Unii înțeleg ideea, alții mai puțin, în funcție de cât de anchilozat sau arogant este departamentul de marketing și comunicare. Cum era vorba aia în comunism? Critica e bună, autocritica e și mai bună. Evident, nu mă aștept din partea voastră la autocritică. Asta e lumea în care trăim, dar nici să confundați critica cu hate-ul. Și acum fiți atenți la reversul acestei medalii. Și el este la fel de valid. Și vlogării care testează produse sunt tot oameni și, prin urmare, supuși greșelii. Oameni cu simpatiile și idiosincraziile lor, cu preferințele și antipatiile lor. Mi-a reproșat cineva, este drept, e un caz izolat, dar suficient de vehement cât să-mi atragă atenția. Când spun suficient, mă refer la faptul că nu este reproductibil într-un discurs public, așa cum se întâmplă în acest video că a cumpărat un produs oarecare la sugestia mea și că respectivul produs nu întrunește calitățile așteptate. Și aici există două probleme. Una de ordin general, și anume că eu nu m-am erijat niciodată în vreo instanță supremă în materie de tehnologie și că ceea ce am exprimat eu aici este doar opinia mea, care am încercat să fie mereu cât am putut eu de onestă, adesea cu riscuri și consecințe pe care nu le voi expune aici, dar pe care sunt convins că le bănuiți. Și de cele mai multe ori această opinie este sprijinită de testele despre care vorbeam mai înainte. În al doilea rând, mi-a devenit repede limpede că omul nu a înțeles sub nicio formă produsul. Atunci când eu prezint un produs, și cei mai mulți dintre voi știți chestia asta despre mine de ani de zile, nu mă raportez la acel produs în absolut, ci întotdeauna mă raportez la categoria din care face parte acel produs. Mai clar, dacă vorbesc despre un telefon sau un laptop, pentru că în cazul respectiv despre un laptop era vorba, întotdeauna îl evaluez și îl compar cu produsele similare din aceeași categorie de preț. Cu alte cuvinte, un laptop sau un monitor sau un telefon despre care spun că este bun nu este bun sau prost în mod absolut și definitiv, în vid, ci prin comparație cu alte produse similare din aceeași categorie de preț și performanță. Trebuie să fii destul de deranjat la cap și să faci spume că un laptop de câteva sute de lei nu-ți livrează performanțe și calitate de laptop de 5.000 de lei. Înțelegeți ideea? Mai mult, atunci când cineva îți și spune mură în gură ca la proști că acel produs are niște limitări clare motivate de tehnologie implementată pe el, nu te poți aștepta să fie o soluție capabilă să ruleze orice în condiții optime. Dar vezi, asta este o altă chestie românească care mie îmi repugnă. Au fost ani de zile când oile sau și au cumpărat tablete de 200 de lei și au umplut forumurile și servisurile de spume că acele produse sunt proaste. Păi ce te așteptai să cumperi la 200 de lei? Vreun Everest al calității și tehnologiei de vârf? Păi tu nu gândești înainte să procedezi la fel de românește și să dai vina pe râu, pe rampe, pe orice, pe pământul rău, în afară de propria ta prostie? Dar vezi? Așa sunt așteptările noastre pe aceste meleaguri. Ne călcăm în picioare la reduceri, ne repezim la prețul cel mai mic de pe raft, facem glume ieftine cu rinichi la produsele scumpe și ne așteptăm ca petardele pe care dăm un leu și un scuipat să performeze la fel ca alea la care dăm cu huă și cu hate că spre prea scumpe. Păi cel mai adesea sunt mai scumpe tocmai pentru că pot și fac mai mult și mai bine decât alea ieftine. Dă! Ce este de neînțeles în asta? Mi-a mai sărit unul în cap când am zis că un laptop de 4-5.000 de lei este de buget mediu. Pe păi așa și este. Nu este de vină nici producătorul și nici vloggerul care îl testează că în țara asta suntem plătiți atât de prost. Dar există laptopuri sau telefoane de 3 ori mai scumpe și altele de 3 ori mai ieftine. Înțelege acum sensul cuvântului mediu. Nu este mediu raportat la ce poți tu din punct de vedere financiar, este mediu raportat la întreaga plajă de preț a acelei categorii de produse. Ce mama dracului, dacă mai stau să explic și sensul cuvintelor, clipurile mele și așa lungi ar deveni nesfârșite. Hai să nu ne proptim în cazuistică din asta gen teoria chibritului. Ca să închei și cu povestea asta, aș mai spune și că, indiferent cât ai încercat să fii de obiectiv și de onest, sigur se va găsi cineva care să fie în total dezacord cu ceea ce spui, din vari motive și experiențe. Pentru că oamenii sunt diversi, pentru că ceea ce ai spus se poate dovedi pentru unii mumă și pentru alții ciumă, lucru care s-a văzut adesea în această secțiune de comentarii. Și este ok să fie așa, pentru că așa funcționează lumea, prin diversitate. Până când se mai găsește câte unul ce se simte axa de rotație a Pământului și care consideră că expertiza s-a născut odată cu el și ține să ți arunce în cap, adică mie și altora aflați în dezacord cu certitudinile sale absolute, căldări de lături și invective. Off. Eu mă număr printre cei care n-au chef să facă anger management cu specimene din astea. păstrează ne un ton rezonabil și rămâi în limitele bunului simț și vei descoperi aici pe canal o comunitate extrem de curată și săritoare în a te ajuta și lămuri. Și ultimul topic al acestui video se va referi la pasiuni, pe care nu m-am sfid niciodată să le exprim. Dar tocmai de aceea sunt pasiuni, pentru că sunt motivate emoțional și nu rațional și le-am fleguit de fiecare dată ca atare. Asta nu ar trebui să jignească pe nimeni. Mi-au mai sărit în cap diversi posesori de diverse mărci de mașini, de exemplu, pe care le-am mai luat eu peste picior de-a lungul timpului. Guys, relax, nu vă inflamați, nu vă umflați venele pe gât, că nu este despre asta. Da, ok, de exemplu, pasiunea mea pentru mașini italiene poate fi considerată ridicolă și n-am să mă supăr vreodată pe cineva care o vede așa. Este o pasiune, nu vreo argumentare utilitaristă privind fiabilitatea sau capacitatea porbagajului. De-aia se numește pasiune, nu are un silogism în spate. Pentru ce ai vrea să faci o pasiune? Pentru punga de la Mega? Că doar e practică și dacă o mai fi și biodegradabilă, e și mai bine. De fapt, uite, să vii și să-mi zici, cum mi-a zis mie cineva de curând că are o pasiune pentru suvuri, pentru mine este fix ca și cum mi-ai spune că ai făcut o pasiune pentru punga de la Mega. În vreme ce pentru tine, pasiunea mea pentru niște căruțe stricăcioase, făcute de italieni indolenți, este absolut inexplicabilă. Pasiuni, înțelegi ideea. Și cu acest autodafe, care este și o bramură de măzlin către cei mai vehemenți comentatori, vă invit să nu vă opriți din comentat. Pe cum ar fi să lăsăm algoritmul să se usuce? Abonați-vă cu încredere pe zona IT și veți găsi mereu aici o ușă deschisă, o arenă de debate, dar mai ales mi se pare că secțiunea de comentarii a acestui canal a ajuns un spațiu de unde poți învăța chestii de care habar n -aveai. începând cu mine. Am spus și mai înainte, sunt om ergo supus greșelii și niciun caz a tot știutor. Și pentru tot ceea ce scrieți în această secțiune de comentarii, pentru fiecare subscribe pe care îl dați, aveți respectul și aprecierea mea. Zona IT sunteți voi, cei peste 170.000 de oameni faini care v-ați strâns aici. Și apropo, le răspund repede, repede și celor care întreabă de ce nu suntem un milion. Pentru că mai puțin, dar mai bine, este întotdeauna de preferat lui mult și prost. Știți cum e, odată cu milionul ar putea veni și compromisurile și uscăturile. Sau nu, vom vedea, nu e așa. Baftă multă, multă vouă și să aveți un 2020 senzațional!